Haideți, dragilor, măriți să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm pentru cântecul acesta. Cel mai mare, Doamne, peste toate continentele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Amin. Hai să ne oprim un picuț. Eu știu, nu suntem încălziți, da? Dar aș vrea să dăm o notă mai bună de convingere, adică oameni convinși de măreția lui Dumnezeu, amin? Și atunci când ești convins, parcă îți deschizi gura puțin mai mult, nu? Aleluia! Haideți că se poate! Haideți să cântăm cu mai multă viață, glorie Domnului, amin? Aleluia Iisus, slavă și mărire numai Tău, Doamne, ești cel mai mare. Aleluia Iisus, glorie și slavă. Cel mai mare, Doamne, peste toate continentele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Iisus, ești cel mai mare, ești cel mai mare, Doamne, aleluia, peste toate circumstanțele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Te slăvesc, Iisus, te slăvesc, Iisus, aleluia, te de toate circunstanțe. Circunstanțele, ești cel mai mare peste toți Dumnezeii. Tu, Iisus, ești cel mai mare, ești cel mai mare, ai fost baby și Te slăvesc, Iisus.
ești cel mai mare. Ești cel mai mare, Doamne, peste toate continentele. Ești cel mai mare, peste toți Dumnezeii. Ești cel mai mare, ești cel mai mare, Doamne, peste toate circumstanțe. Să cântăm împreună, te slăvesc, Iisus. O, te slăvesc, Iisus. Te slăvesc, Iisus. Te slăvesc, Iisus.
Tu ești, Doamne, la mânie, în dragoste ești bogat și ești bun. Găsesc că am 10.000 de motive ca să te lau și tuturor să spun. Eu vreau să spun cât în sufletea-n meu pentru Dumnezeu cel binecuvântat. A lui Dumnezeu sunt cânt acum, nu ai mai cântat. Cântă sufletea-n meu pentru
privindaște, ziua va veni, este așa curând, ochii îmi ridi și privindaște. Zilele vieții noastre, Doamne, ajută-ne să lăsăm Duhul Tău cel Sfânt să lucreze mai departe, să lucreze în noi, să lucreze în mijlocul nostru. Este prielnic, Doamne, ca toți cei ce ne aflăm aici să primim din mâna Ta și în această dimineață binecuvântarea dată de Tine, să primim atingerea minunată a Duhului Sfânt. Doamne, sunt tot felul de situații, de nevoi, poate grijuri, poate temeri. Tu ești gata să întâmpini pe fiecare. Tu ai soluțiile pentru noi toți și vrem să Te rugăm. Lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Doamne, dă la o parte orice piedică și orice obstacol. Ca Duhul Tău cel Sfânt să ajungă la inima fiecăruia, să atingă pe fiecare. Îți mulțumim că ești aici, Doamne, în mijlocul nostru.
Îți mulțumim că îți pasă de copiii tăi, îți pasă de toți oamenii. Tu ai dorit, ești cel care ai cuvintele dătătoare de viață. Tu ai cuvintele vieții veșnice. Doamne, vorbește, cuvântul tău aduce la viață pe cel care este mort, pe cel care este în suferință, îl readuci în normalitate. Doamne, Tu e sursa binecuvântată. Ajută-ne să ne deschidem inima. Ajută-ne să ne concentrăm asupra Ta. Ajută-ne să vrem ceea ce Tu vrei, Doamne, pentru că noi suntem în grija Ta. Dumnezeule, binecuvintează-ne și în aceste clipe. Îți mulțumesc pentru că Tu ești Cel care continui, Doamne. Tu ești Cel care dorești ca viața noastră să fie restaurată. Tu vrei să vezi pasiune și înflăcărare în noi. Tu vrei să vezi viața Ta din belșug, că este dorită, că este iubită, că este acceptată. Te rog, lucrează prin Duhul Tău cel Sfânt. Suntem înaintea Ta, Doamne, nu într-un program religios, ci într-un moment al părtășiei noastre cu Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Aleluia! Glorie și slavă Ție! Înalța Tău cuvânt, glorie și slavă, respir prin Duhul Tău, vorbesc de-a Ta lucrare, umblând prin înalța Tău cuvânt, haide să cântăm. Înalța Tău cuvânt, Tu să fii înălțat din Duhul Tău. Vorbesc de-a Ta lucrare, vorbesc de-a Ta lucrare, lumând prin arii anul. Ochii îmi face două lucruri.
rețineți, ne închinăm cu un dar de bunăvoie, nimeni nu se simte și nu trebuie să se simtă obligat de terminat să facem gestul acesta decât în măsura în care consider că e bine pentru tine să faci lucrul acesta. Amin? Haleluia! Haideți cu o gândare mai de viață, mai vioaie. El a venit pe pământ la noi, a suferit pedeapsa pentru noi. El a venit, lumină ne-a adus. El a venit, putere arătând. E demn de laudă, de aceea cântăm. Să locuiască în noi victorie, să aducă pentru noi. Prieten bun, prieten bun, în lipsă, în nevoi, vindecător și rege pentru ai lui. E demn de laudă, de aceea cântăm. Viața cu tot ce avem, lui îi dăm de aceea genunchii, cu toții plecăm, lui iubești ne închinăm, lui iubești ne închinăm. E demn de laudă, de aceea cântăm, viața cu tot ce avem. Cu toții plecăm, lui veci ne închinăm, lui veci ne închinăm. Aș vrea să fie la laudă și închinare cel mai mult îmi place când cântăm împreună. Nu să fie aici câțiva care cântă și restul se uită. Și aș vrea să facem un lucru în dimineața asta. O să cântăm băieții cu mine și fetele cu fetele, da? Băieții doar, da? Aleluia, aleluia. Mai tare, băieții! Aleluia! 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 Haideți și fetele! Aleluia! Aleluia! Haideți cu toții acum! Viața cu tot ce avem.
Veșnic,
zbor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Haideți să începem cu toți splendoare. Splendoare de împărat, în slavă. Lumina-i haina sa, lumina-i haina sa. Aleluia! Și noaptea nu va sta fugind, fugind din fața sa, fugind din fața sa. Ce mare ești tu, Iisus? Ce mare ești tu, vom cânta ce vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Ce mare ești tu, Iisus? Ce mare ești tu, vor cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce chiar timpul a făcut, în mâna lui să spun, sfârșit și început, sfârșit și început. Triunic Dumnezeu. Aleluia! El este leu și miel, El este leu și miel, El este leu și miel. Ce mare ești tu, Iisus? Ce mare ești tu. Vom cânta, vom cânta. Ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare. Ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare ești, Dumnezeu. Și ne pregătim să înălțăm numele lui Iisus în cântare. Toată biserica, numele lui Sfânt. Toată biserica, ce mare ești tu? Ce mare ești tu, vor cânta ce mare ești tu, toți vor vedea ce mare. Ultima oară, ce mare ești tu, Iisus? Ce mare ești tu, vor cânta ce mare ești tu,
Aleluia! Cred că se cuvine să-L aplaudăm.